love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:46 de minute, deșteptarea e la Timișoara. Ultimele teste PISA reconfirmă mediocritatea persistentă a învățământului preuniversitar românesc. Vă întrebăm de ce credeți că avem rezultate atât de proaste. Am invitat în primul rând profesorii și învățătorii să ne sune. Testele PISA reflectă situația învățământului românesc. Adică, învățământul românesc este extraordinar de stufos. Foarte multe obiecte care, din punctul meu de vedere, sunt în plus. Materia merge după programă, iar pe profesori nu interesează sau nu le pasă dacă elevul a înțeles. Așa este, doamnelor și domnilor profesori. Eu cred că asta este o generalizare. Da, asta ar putea fi o provocare pentru cei care profesorii care ne sună. Ramona, bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Mă numesc Ramona, sunt profesoară de limba și literatura română. Momentan nu sunt acasă, da. Am rămas în concediu de creștere, am luat o pauză și am făcut un copil unul după altul. Și de ce am făcut această paranteză? Da. Rezultatele la aceste teste PISA se observă la copii încă din primii ani de viață, să știți. Este foarte, foarte important ca noi părinții, în special mama, să fie foarte aproape de copil și copilul să meargă la grădiniță. Dacă nu se formează dexteritatea de a desena, de a ști să ții un creion în mână, nu de a ști să ții o tabletă sau un telefon, atunci tu nu ai cum în clasa pregătitoare, în clasa întâi, în clasa a doua, să reușești să faci bastonașe, liniuțe, pentru că asta este cel mai important, este primul pas cu care copilul pornește în viață. Da, dar aceste teste sunt teste de... O să ne fie un pic greu să dialogăm, pentru că avem un pic de întârziere, dar încerc. Aceste teste verifică nivelul de înțelegere a unor concepte, nu faptul că pot să deseneze bastonașe sau liniuțe. Sunt copii care până la clasa pregătitoare sau la clasa întâi, când ajung în clasă, nu au văzut niciodată o carte, nu au răsfoit niciodată o cărticică din aceea de colorat. Deci îmi spuneți, că mediocritatea învățământului românesc este de fapt provocată de mediocritatea părinților, nu? Asta e ce înțeleg de la dumneavoastră. Nu neapărat. Suntem și noi vinovați. Și este o mare diferență între copiii de la sat și copiii de la oraș. Copiii de la sat au acces mult mai greu la tot ceea ce înseamnă învățământ în primii ani de viață. Copiii de la oraș, bineînțeles că au mai multe posibilități, pentru că asta este adevărul. Iar aceste teste PISA, dacă ați văzut și dumneavoastră, sunt date la anumite școli din țară. Da? Bun, dacă s-au dat la școlile unde sunt elevi foarte slabi, bineînțeles că și rezultatele vor fi foarte slabe la acele școli. Nu ai cum să ai rezultate foarte bune. Mulțumesc foarte mult! La testele PISA au participat 260 de unități de învățământ, 69% urban, 31% rural. Au avut loc în total în jur de 500 de sesiuni de evaluare, 83% din teste în română, 17% în maghiară. Acum știți ce se întâmplă? Aș putea crede, dacă ar fi un singur rezultat prost, că s-a întâmplat ceva. Dar rezultatele astea proaste vin constant. Din 2006 încoace, de când știu eu că se dau testele PISA, rezultatele sunt proaste în mod constant. Deci nu poți să susții că, de fapt, stai, că a fost eșantionul stabilit aiurea. Alina e tot profesor. Bună dimineața! Bună dimineața, Alina! Neața! Bună dimineața! Da. Am o senzație ciudată oarecum că nu aud cum eram obișnuită la radio. Suntem noi plecați al studio, suntem puțin diferit. Da, vă rog, deci care nu, este problema? Eu am o senzație ciudată. Nu știu, problemele sunt foarte multe în sistem. Și mă bucur că doamna profesoară de limba română a identificat ceva. Problema este că aceste deficiențe pe care le observăm începând de la clasele mici, ele se adâncesc. A zis că din 2006 înregistrăm doar rezultate extrem de proaste la aceste teste. Da. Și din 2006 nu se schimbă nimic. Uh-huh. Din păcate, stăm foarte bine la un alt capitol al testelor PISA, la cel al deprinderilor de a utiliza tehnica.
în învățământ au început să se pune foarte mult accent pe programe, pe IT, pe să-l facem pe copil să înțeleagă mult mai ușor materia și să fie atractivă, să o învețe oarecum. Dar aceste teste PISA măsoară nivelul nostru de a înțelegere, de a înțelege un text, de a înțelege mai multe probleme. Nu știu, trebuie schimbat și revenit la carte, la a citi mai mult, la a înțelege, la a dezbate. Nu trebuie să facem chiar toată materia dacă nu ne permite. Copilul trebuie să înțeleagă ceva. Degeaba trec eu ca vodă prin oboră prin toată materia dacă el nu înțelege nici primele două, trei lecții. Alina, sau îți mulțumim pentru opinia ta. Cred că ar fi bine să stăm de vorbă și cu un părinte, să vedem și în partea cealaltă cum se văd lucrurile. Ne-a sunat Emilia. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Eu vreau să spun că sunt de acord cu ultima doamnă profesoară care a spus că tehnologie poate învață ei și acasă, că toată ziua sunt pe telefon. Ar trebui să ne reîntoarcem la biblioteci. Am fost cu copilul într-o bibliotecă, era goală, de școală altfel și săptămâna altfel. Adică să vedem ce nu merge bine. Iar dacă avem un ministru care spune că suntem constanți, deci ea vede partea bună, că suntem constanți, dar constanți în prostie, deci asta ne arată clar în ce situație ne aflăm. Hai să nu zicem de copiii de la țară care nu pot să ajungă, de profesorii care nu au cu ce să lucreze de multe ori. Dar dacă avem un ministru care spune, e minunat, noi suntem constanți, suntem ca în 2008, suntem constanți. Dacă nu vezi că e fost pe ultimul loc, adică constanți în mediocritate. Da. Aș vrea să fac mulțumesc mult pentru intervenție. Aș vrea să fac o precizare apropo de ce spunea ascultătoarea noastră de mai devreme, Alina, că stăm bine la științe în privința asta. Am căutat datele. Să știți că scorul este la fel de prost la toate cele trei capitole. Testele PISA se dau la matematică, la citire, mă rog, scris și citit, și la științe. Și peste tot suntem sub media OECD. E adevărat că la matematici suntem cel mai rău din punctul ăsta de vedere. Deci nu e vreun capitol la care să zici că stăm mai bine. Păi copiii români înțeleg bine științe și da, și nu merge cu cititul. Peste tot e la fel de prost, de fapt. Mai avem fix un minut. Adrian e și el profesor. Bună dimineața, Adrian. Neața. Bună dimineața. Din păcate, da, suntem într-o mediocritate constantă din care nu vom mai scăpa, cel puțin în următorii 30-40 de ani. Nu vom scăpa. Tot sistemul este praf, din păcate, începând cu ceea ce înseamnă abilitățile pe care le au unii profesori, cât și cu modul în care unii ajung profesori și ajung să fie titulari, cum ajung, cum nu ajung, dar fără niciun rezultat notabil. Lipsa de interes există și din partea părinților, și din partea profesorilor, și din partea inspectoratelor, unde tot ce este important este să facem hârtii. Pentru că cu asta ne acoperim în orice situație. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă mulțumesc tuturor. Mie mi se pare înspăimântătoare lipsa de viziune a conducătorilor noștri, care ar trebui să inițieze și să urmărească și să susțină o reformă profundă în acest domeniu, care ar trebui să dureze ani de zile. Avem politicieni care conduc cu ochii pe bara din față. N-au niciun strop de viziune, se gândesc numai la ziua de mâine, nu reușesc să facă un plan pe o lună, un an înainte, decât atunci când vine vorba de alegeri, de alegerile la care ei vor participa. Iar pe termen lung, această mediocritate, eu cred că această mediocritate o să ucidă România, pentru că țara devine din ce în ce mai puțin competitivă în cursa la care participă alături de o mulțime de alte țări în jurul nostru care sunt din ce în ce mai competitive. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.